Salutare și bine v-am găsit aici, No Hack Exploit Talks. De data aceasta o ediție specială, pentru că v-am obișnuit uh, cu videouri explicative, cu discuții uh, despre cyber security și ransomware. De data aceasta vom vorbi despre micii antreprenori, oameni ca mine și ca tine, dar oameni care atunci când pornesc o afacere poate nu se gândesc la securitate cibernetică, se gândesc de unde fac de bani, cine sunt clienții, cum își plătesc taxe și așa mai departe. Dar vom vorbi despre securitate Cibernetică, în contextul ante pe noi, și am alături de mine pe Deria Oitanu, Head of SME Business Strategy a Bank în România. Bună, și mulțumesc de invitație. Mulțumesc și eu și pe Bogdan Botezatu, Director of Threat Research and Reporting a B-Defender. Salutare, Bogdan. Salut, Vlad, bine ne-am regăsit, cred. Așa e, așa e. Iată, cum, cum spuneam puțin în, în introducere, contextul în care discutăm e faptul că. Um, ați lansat și în 2024 un parteneriat între ING Bank și, și Bitdefender unde mici antreprenori au acces prin ING la soluția Bitdefender, 10 dispozitive cu doar 170 de lei, am terminat uh, aici uh, promul dar de ce e important să oferiți antreprenorilor astfel de oportunități pentru ambele entități cine dorește să începe? Încep eu atunci Bogdan, mulțumesc Parteneriatul cu Bitdefender a început întâi pe zona de persoane fizice, unde cu siguranță și acolo este o nevoie de securitate cibernetică El a continuat natural și pe zona antreprenoriatului și asta pentru că odată discuțiile cu antreprenorii ne-au adus aici Și în al doilea rând, o provocare majoră pe care o aveți voi antreprenori este că sunteți un one man show, le faceți pe toate dimineața sunteți paznic după amiază angajat sunteți și șef și trebuie să asigurați și securitatea cibernetică și ne-am dat seama că dincolo de a asigura asta faptul că este această activitate multitasking, că tot timpul trebuie să fii atent la altceva, o singură secundă de neatenție te poate face să-ți pui în pericol afacerea prin furnizarea unor date care ar trebui să fie acolo. Și dacă în cazul unei persoane fizice, evident, este foarte grav pentru că discuți de datele tale și de banii tăi, totuși când vorbim de o afacere, discutăm de datele și protecția angajaților și a banilor lor, clienții, furnizorii, partenerii tăi, tu și toată familia ta, pentru că antreprenoriatul românesc are această atitudine în care familia se întreține din companie și atunci cumva tot sistemul ăsta al companiei tale e pus în pericol. Mai ales noi în ING ce facem în fiecare an avem campanii de securitate. Încercăm să comunicăm cât de mult putem cele mai noi și evoluate metode de fraudare tocmai pentru a învăța clienții la ce să fie atenți. Infractorii sunt din ce în ce mai abili și descoperă lucruri noi. Și atunci a venit natural parteneriatul cu Bitdefender pentru că ei sunt unii, care, unii dintre partenerii care pot ajuta în mod real o companie să-și protejeze datele, afacerea și la urmă-urmă întregul ecosistem de care discutam. O, cum a fost din perspectiva voastră? Uite cât a vorbit Delia de Au apărut peste o mie de virus noi um, Chestia asta Se reflectă în Pierderi uriașe de bani Pentru că pe zona asta de antreprenori cum zicea și Delia, tu ești un one-man show, ai uh, o problemă pentru că nu ai un departament de cyber security care să facă treaba pentru tine. Um, în plus, uite-te puțin la uh, cum arată business în România. Majoritatea au o componentă software, fie că e un canal de YouTube pe care îl crești de la zero cu multă muncă și ți-l fură băieții peste noapte, uh, fie că uh, folosești o aplicație în care livrezi comenzi sau prin care uh, primești uh, solicitări de la partenerii tăi. Din nou, puncte de expunere pe care uh, o soluție de antivirus te ajută să le monitorizezi mult mai eficient. Avem, uh, în momentul de față, o mulțime de atacuri automatizate. Nu te vizează pe tine neapărat, ci vizează pe toată lumea care este disponibilă și care are o vulnerabilitate mică în ecosistemul ăsta uh, informatic pe care îl folosesc. Um, eu vreau să, să te întreb. Um... Pentru că, pentru mulți antreprenori, mai ales cei la început de drum, se face această trecere din postura de angajat în postura de antreprenor. Unele lucruri se schimbă, ai mai multe griji. Unele sfaturi de securitate cibernetică sunt universale. Dar ce se schimbă pentru, pentru firme, Bob? Pentru firme, zicea de la uh, o chestie foarte importantă la început. Tu ești responsabil pentru clienții tăi. Uh, în momentul în care tu suferi o breșă de date, clienții tăi devin expuși. nu numai că lucrul ăsta îți strică foarte mult businessul și expune pe ei la tot felul de situații în care n-ar vrea să fie expuși, dar ești și amendabil pentru că există reguli și directive care protejează datele clienților și dacă tu le-ai expus, tu plătești. Problema este că în, la tine acasă tu ești responsabil pentru tine și familia ta. La un business antreprenorial ești responsabil pentru tot ce înseamnă supply chain, parteneri, integrări, clienți. Și spuneam, spuneam început, deia, că mici antreprenori au multe griji și oportunități ca să nu fim pesimiști, să fim optimiști. Dar voiam să te întreb din perspectiva voastră, pentru că uh, lucrați îndeaproape cu ei, cât de deschiși sunt astfel de oportunități despre care discutăm și astăzi, în care nu au doar... Un furnizor de, de banking, voi vă duceți în zona aceasta de beyond bank, banking, în care puteți să deveniți un furnizor de servicii. Îi spuneți, uitați, și zona de securitate cibernetică e importantă în cazul de față. A fost foarte interesant să dezvoltăm complexul ăsta de, de factori și de terți, pentru că totul a început de la discuțiile cu antreprenorii. Noi tot povesteam de produse bancare și ei ne ziceam, aoleu, da, am și e factura. A, trebuie să fac și modificarea asta în registru comerțului. A, uite, am auzit și de atacul de phishing și ne-am dat seama că de fapt din conversațiile cu ei au nevoie de un pic mai mult. Și nu doar că au nevoie de un pic mai mult, au nevoie de un pic mai mult într-o manieră care să le fie foarte simplă și ușoară. Să accesezi o aplicație bancară din care să-ți plătești furnizorii o normalitate. Să poți să dai două clicuri și să-ți cumperi soluția Bitdefender în același minut este o economie de timp, efort și mai ales de suport pentru business-ul tău într-un context în care poate spuneai lasă că săptămâna viitoare, lasă că o să caut peste două săptămâni. Ce am făcut noi este să aducem în contextul business deals. Business deals este o categorie de terți pe care i-am integrat în ING Business, unde orice antreprenor client ING poate găsi oferte foarte bune pentru afacerea lui. Pentru că ce facem în plus este să negociem pentru ei oferte personalizate, așa cum este și cea cu Bitdefender, de care suntem tare fericiți, tocmai pentru că am încercat din conversațiile cu ei să extragem mai mult decât banking. Pentru că, în mod real, nu se putea opri a ne spune, mai am și provocarea asta, uite, trebuie să fac și asta. Și Așa a apărut Business Deals. Sigur, este un proiect la început, dar este foarte interesant să vedem cum, de fapt, din mintea antreprenorului îi luăm o parte din ocupare. Și devine foarte simplu. Și ultimul lucru pe care o să-l spun aici este că. Am încercat să facem ca aceste soluții să fie digitale, adică sigur poți să dai două clicuri de acolo și să iei soluția, dar să nu fie nevoie să te trimiți săptămâna viitoare să mai dai o semnătură undeva. Și atunci am, creat să am încercat să creăm acest context în care ofertele să fie end-to-end -end digital, maxim posibil, și efortul pentru antreprenor să fie mic, pentru, hai să, că să recunoaștem, efortul e cel care îl deranjează cel mai tare pe antreprenor că are treabă la firma lui. Într-adevăr, într-adevăr, o semnătura mai puțin este poate un, un deal de business mai mult pentru că au timp de asta. Mă duc în, din nou în, în zona aceasta de, de provocări pe care le au mici companii, care se aseamănă până la urmă cu un utilizator obișnuit. O companie mică poate să însemne și cinci oameni um, sau un antreprenor uh, Soro. Companiile mai spuneai și tu, Bob, au departamente de IT, au reguli, uh, nu dai... Uh, și acolo sunt probleme foarte mari cu toate regulile și sistemele. Ce vulnerabilități sunt aici în zona aceasta de, de companii mici, mici antreprenori, uh, spre deosebire de firmele mai mari? Aș zice că sunt două categorii mari de uh, vulnerabilități pe care aș vrea să le discutăm astăzi. Prima este cea clasică cu uh, partea de business email, că pe acolo vin cam toate amenințările informatice. Un atașament care e deghizat ca o factură, un PDF cu un contact de sponsorizare, un link într-un mail care pare că e legitim, ai dat click pe el și te-ai trezit cu uh, ceva instalat pe calculator și de acolo lucrurile evoluează, degenerează într-un în, într mod în care nu ai vrea să, 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 să se întâmple. Uh, al doilea lucru pe care îl vedem noi în momentul de față, și e foarte, foarte important, și trendy, și foarte puține soluții de securitate pot să apere împotriva acestui lucru, e uh, partea de schemuri. Uh, amenințări, am, amenințări care stau în zona hibridă, nu sunt nici 100% informatice, nici 100% inginerie socială, dar care duc la pagube financiare uriașe și acolo orice individ care are un business trebuie să fie atent. Și nu neapărat un individ care are un business, ci oricine, inclusiv copiii, părinții noștri, ar trebui să știe uh, chestia asta. Uh, aici atacul e mai complex, pentru că pornește de pe un dispozitiv, probabil telefonul, un cont de WhatsApp, un număr de telegram, un, uh, un, un serviciu de instant messaging pe care îl folosim noi. Ești agățat de cineva cu un anumit pretext, apoi ești crescut într-un fel de relație de asta personalizată, și la sfârșit se zice să instalezi și tu aplicația asta, să investești într-o într-o oportunitate de afaceri, să încerci să cumperi un produs pe internet sau să contribui la un business și așa mai departe. Și de acolo atacatorii ajung la banii tăi. Când ești, un, când ești un mic antreprenor care strânge bani lună de lună ca să-și plătească taxele, să reușească să-și plătească furnizorii și potențiale angajați, nu vrei să ai de-a face cu o situație în care ajungi să-ți pierzi banii. Și într-adevăr, mici noi nu au poate, nu știu, telefonul de serviciu ca o firmă mai mare sau trupul de serviciu. E și copilul acolo, e și firma. Și ei devin practic, vi, ei devin practic victime pe persoană juridică, pornind din ceea ce sunt ei ca persoană fizică. Pentru că fiecare individ e un un consumator la început și are și el conturi pe rețele de socializare, pe uh, diverse site-uri de e-commerce, pe diverse platforme care la un moment dat pot fi sparte. Și odată ce ți-au expus ție datele ca persoană fizică, apoi uh, datele alea pot fi folosite pentru a-ți uh, aduce probleme pe partea de afacere. Um, vreau, să, vreau să mă duc acum la o întrebare pentru, pentru amândoi, pentru că Zona bancară, zona de plăți. Um, cele două zone s-au dezvoltat foarte mult, inclusiv din punct de vedere tehnologic. Sunt mai sigure, aplicațiile bancare sunt sigure, plățile sunt sigure. De ce mai e nevoie de o soluție de, de securitate peste uh, aceste funcții de securitate? Și nu vorbesc aici doar de zona bancară și de plăți, pentru că um, până la urmă sunt multe alte sisteme care -au, au devenit mai sigure în timp. Pornesc eu de data asta. A te rog, Bine. uite, atacurile cibernetice au devenit foarte, foarte sofisticate și deși aplicațiile bancare au, Țin pasul foarte bine. Am ajuns într-un moment în care atacatorul cibernetic te emulează pe tine în fața dispozitivului. Pentru că folosește nu numai chestii de tehnologie, ci și chestii de inginerie socială. Dă-ne one-time password-ul, autorizează dispozitivul ăsta. Pentru bancă, lucrurile astea sunt solicitări legitime pentru că vin de la titularul contului prin dispozitivele lui și este foarte, foarte greu să discern lucrul ăsta. Din cauza aceasta, eu zic că o soluție de securitate care uh, agregă informații de pe toate dispozitivele tale și încearcă să-și dea seama, băi, utilizatorul ăsta nu se comportă ca posesorul meu, ci probabil are un, uh, un oarecare ajutor din afară, e o chestie foarte importantă. Pentru aplicația bancară, lucrul ăsta nu e posibil pentru că e asta pe un singur dispozitiv. Eu stau pe, o, pe toate sistemul de securitate a de, 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 de dispozitive al, al utilizatorului și atunci poți să corelezi informațiile astea. E foarte interesant ce a zis Bogdan și se legă de faptul că metodele noi de fraudare se axează foarte mult pe manipularea utilizatorului. De fapt, utilizator, de fapt ție nu-ți fură banii, îți fură datele tale, pe care le folosește ulterior pentru a-ți fura bani. Și nu doar banii, pentru a fura datele clienților tăi și ale furnizorilor. Întâi îți fură încrederea. Asta exact. E cel mai exact. Și culmea, că tu le dai conștient, crezând că acolo unde tu ai intrat este zona safe unde poți să-ți dai datele personale și să dai răspunsul. Tu fiind convins că așa este. Practic, ce se întâmplă este că ca fraudatorul să facă asta nu e nevoie să atingă până acum în sistemul bancar. Nu are legătură cu sistemele de securitate ale sistemului bancar. El ți-a luat datele, s-a transformat în tine și abia apoi când devine tu, furându-ți identitatea, abia atunci are acces la banii tăi. Deci, practic, securitatea bancară este un pas ulterior după ce se întâmplă lucrurile astea. O aplicație de genul Bitdefender care să te avertizeze, vezi că nu ești în mediul care trebuie, vezi că pagina asta ar putea avea o problemă, îți pune acel semn de întrebare când spuneam mai devreme, tu ești agitat, alergi, ți-a cerut acum, ești în mașină, conduci, trebuie să ajungi la depozit, o avertizare poate să facă cât toate sumele din cont. Exact, pentru că faci gădeșele atunci când ești grăbit. Într-adevăr, și uh, mici antreprenori sunt tot timpul Tot timpul grăbiți. Uh, venind un pic, uh, pentru că ați, ați vorbit amândoi despre modul în care funcționează amenințele de tipul acesta, care se duc înspre zona de inginerie socială, înspre a ne păcări, nu atât tehnic, cât uh, uh, prin, prin manipulare. Ce s-a văzut în 2024? Ce schimbări au fost? Pentru că, pe de-o parte, se vorbește de inteligența artificială care aduce lucruri bune, dar aduce și lucruri uh, complicate, și în peisajul acesta. Noi am mai vorbit despre chestia asta în diverse episoade din, uh, din podcasturile noastre, și cred că e important să reamintim, așa, să facem un sumat la ce uh -huh. am discutat. Uh, noi am descoperit o creștere sistematizată și aproape globalizată a atacurilor acestora de tip scam. Atacatorii cibernetici au acum au nu numai o audiență super largă, pentru că pot ajunge la absolut orice om de pe planetă care are un dispozitiv, dar au acces și la instrumente care să-i facă să te convingă că tu discuți cu o persoană cu anumită autoritate. Și fac chestia asta folosind în general servicii automatizate și algoritmi de inteligență artificială care îți uh, dau voie să dublezi în timp real un fragment dintr-o știre cu, cu totul alt text. Uh, oamenii vorbesc acolo despre uh, lansări de mașini, iar, dar ce se aude pe fundal e de fapt uh, investiții în criptomonede și uh, piață imobiliară și tot felul de, uh, de situații de genul acesta. Doi la mână, Gândiți-vă gândiți că atacatori din sud-estul Asiei, din, din țări care nici măcar nu știu unde e România pe hartă pot să aibă o conversație în limba română fluent folosind chatbots de ăștia cu large language models puși în, puși în spate. Deci peisajul ăsta al schemurilor a devenit așa de, așa de global și așa de greu de, 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 de distins din, din perspectiva utilizatorului încât nu, nu se trebuie decât o secundă de neatenție, un pic de lăcomie poate cauzată de cine știe ce și ai căzut în, în plasa lor. Și de acolo e foarte, foarte greu să-ți revii, pentru că uh, oamenii ăștia sunt nu numai buni să pună presiune instant pe tine și să-ți vândă un uh, produs, dar sunt foarte buni și să te curețe repede de bani și apoi să-i spele prin rețele foarte, foarte complicate. De adevăr. Um, rămânând tot în 2024, de nu e un, nu e un an simplu uh, pentru antreprenori. Am putea spune că n-au fost patru ani în ultimii patru ani simpli. Și poate ce ani e simplu pentru antreprenor, de fapt. Cum, cum vă raportați voi la asta și cum încercați să-i ajutați, practic, pe, pe antreprenori să răspundă la provocări acestea, pentru că au nevoie de, de un suport? Uh, provocările lor sunt mult peste securitatea cibernetică, evident că și asta este una dintre ele, dar în patru ani, slavă Domnului, au trecut prin toate și încă trec și uită că rezistă și sunt cei mai curajoși membri ai societății noastre. Și ce vreau să spun este că ne-am dat seama, deși nu ne place, dar asta e adevărul, banca pentru antreprenori e un commodity, adică e un loc unde nu vi ca și cum se întâlnesc doi antreprenori, stau la masă și ce mai fac în banca mea, nu despre asta e vorba. Și atunci noi trebuie să ne asigurăm că înțelegem foarte bine ce gândesc și că acolo unde lor le e greu, noi facem lucrurile să fie ușor. Și când zic ușor, nu știu, în engleză zice frictionless, să zicem simplu, intuitiv, fără, fără lucruri de dus și întors. E, Ce am făcut în ultimii patru ani și mai ales în ultimii doi a fost să încercăm să digitalizăm cât de mult procesele, în ce sens? Absolut în ce înseamnă? Actualizarea de date, care cu siguranță nu e un proces plăcut, dar dacă asta spune regulamentul, trebuie să-l facem. Am făcut-o digitală. Uh, managementul utilizatorilor de NG Business. Îți placă, îți vine un utilizator, să-l poți face. Nu știu, conturi de economii, conturi, schimbarea de pachete, firma ta a crescut, a scăzut, să-ți poți modifica. Am pus accent pe această modalitate în care pentru antreprenori banca este un instrument în buzunar pe care îl poate accesa când are nevoie și să fie foarte simplu. Și încă o dată, lucrurile astea nu le-am făcut când am gândit noi ce culie să fie o bancă. Digitală, ci pentru că întrebându-i, le era greu. Au, trebuie să-mi deschid un cont. Unde parchez? Prima întrebare, unde parchez? Asta e. <laughs> înainte de orice, înainte de a intra pe ușa băncii, unde parchez? Uh, glumind un pic și ducând lucrurile la extrem, discutând tot timpul cu ei. Și în al doilea rând, și foarte important și asta, în ultimii patru ani am făcut foarte mult spre a crea comunități și a interacționa cu ei și live. Pentru că, da, facem totul digital. Da, vrem să fie rapid atunci când avem o nevoie, dar am creat evenimente în care ei să se conecteze, noi să ne conectăm cu ei pentru a obține feedback permanent și a înțelege mai bine. Chiar și pentru o soluție de securitate sunt convinsă să înțelegi mai bine când își dă datele un antreprenor. E esențial important și e foarte greu să captezi asta digital. Conexiunea umană a rămas în cadrul evenimentelor și atunci am făcut așa. Digitalizare pe elementele care contează pentru ei pentru a elibera timp și conexiune umană acolo unde e cazul și networking pentru ca noi să înțelegem, ei să ne înțeleagă și să existe și conexiune. Un mic antreprenor e de toate E, poate să fie părinte, um, poate să fie, nu știu, un cetățean, CEO, omul de la HR, toate în același timp. Um, deci e, e un element de micromanagement uh, și mai vreau să mai adaug pe acest lucru. Cum, cum poți să transmiți din cele două perspective și din perspectiva companiei de securitate și din perspectiva băncii Partea asta de educație înspre uh, securitate cibernetică nu numai ție ca CEO, ci și angajaților. Pentru că, de cele mai multe ori, datele nu este de sus. E un angajat care a văzut un mail, uh, a dat click, nu mai spun de uh, angajați care au fost păcăriți de hacker care au impersonat CEO și care cerea bani. Cum, cum faci să transmiți asta în echipă mai departe. Cred că ține foarte mult de cultura organizațională a micului ecosistem de asta, de de afaceri, mm -hmm. da? cred că e foarte important pentru că la început șeful să știe că există pericole și apoi să le trimiți de sus în jos, la fel cum ar face un CIO într-o companie. Și pentru ca șeful să afle chestia asta, uite, noi ne-am bazat foarte mult pe o recomandare de la cel cu care faci banking, îți poate spune, ai nevoie de un antivirus și ți-l dăm noi. Da, poți să, poți să le iei de aici, îl recomandăm. Asta este un lucru foarte important, pentru că, dintr-o dată, tu te-ai dus pentru finanțare și ți-ai dat seama că finanțarea aia e foarte strâns legată de securitatea banilor după ce îi primești. Și dacă ai și un antivirus la pachet, e foarte bine. Cu cunoștințele astea, poți să te duci și mai departe și să spui, băieți, eu l-am primit și voi trebuie să-l aveți, pentru că așa funcționează lucrurile într-o companie și pentru că. Ca eu să fiu în siguranță, voi trebuie să fiți în siguranță. Doi, la mână și asta este și mai important, faptul că prin discuțiile astea pe care le avem ajungem la oameni acasă, la serviciu, și oamenii conștientizează dintr-o dată, hei, poate nu am un antivirus și poate ar fi bine să-mi unul. Da. Ah, ce aș adăuga și mulțumesc lui Bogdan de contextul ăsta în care suntem mai mulți în povestea asta? Glumim noi că toți antreprenorii la început de drum se vor gândi că vor face de toate, dar ei nici măcar n-au început să înțeleagă cât de multe vor face. Adică ce povestai tu mai devreme, rolurile în care se vor regăsi, se vor regăsi un antreprenor sunt foarte multe și nu e deloc ușor, deși zâmbim când povestim, e greu. E greu și uite, chiar citeam un studiu recent al unui de la Unlock, care se numește Mind Your Business, și unul dintre antreprenori spunea o chestie foarte interesantă. Era întrebat ce hobby ai. Și a zis, hobby-uri? Munca mea e un hobby. -uri. În timpul liber fac un plan de afaceri, o rută creativă pentru marketing. Deci, cumva, este foarte clar că rolul astea de care tu vorbești sunt o preocupare și în timpul liber, nu doar în timpul muncii. Timpul liber devine timpul muncii atunci când ești antreprenor. Și atunci sunt mai multe lucruri pe care le poți avea în vedere. În primul și în primul rând, tu nu poți externaliza pentru că evident, nici nu ai resursele financiare, mai ales când ești la început de drum, să angajezi un expert. Discutând de securitate cibernetică, sigur, poate ți-ai dorit să ai cel mai bun om din România care să te ajute cu asta. nu e mai bine să încerci tu să apelezi la unii care au cei mai buni oameni și care au dezvoltat o soluție pentru tine și o bucățică din pădăria ta să o lași în mâna unui ac... Și apoi, soluția pe care Bitdefender o oferă este pentru 10 calculatoare. Ai angajați, sigur, hai să-i protejăm și pe ei. Unul este laptopul tău, unul e device-ul tău, dar hai să vedem ce facem și cu celelalte. Deci, pe de o parte, Trebuie să fii ca antreprenor conștient că aceste pălării sunt mai multe decât e cazul. Nu ai posibilitatea financiară să angajezi câte un specialist din fiecare industrie și de asta este rolul în a avea terți care să te ajute, terți în care să ai încredere că au acei oameni foarte buni pe care ți-ai dorit pentru firma ta. Dar întrebarea ar fi ca persoană fizică și persoană juridică, să spunem așa. Da, eu pot să mă duc, pot să mă duc ca BDF, pot, pot să mă duc ca NG și să-mi fac cont, pot să mă duc ca BDF și să-mi iau, să iau soluția de securitate dorită, așa cum e. Care ar fi avantajul pe care ar avea ei în astfel de parteneriate? Cu care dintre noi? Pentru mine? Perfect. Azi îmi place întrebarea asta foarte tare. Colegii mei care se ocupă de negocierea parteneriatelor, în primul rând, sunt niște buni negociatori, spunem noi, și se asigură că obținem oferte foarte bune pentru clienții noștri. Asta este pe de o parte. Deci, calitatea ofertei pe care o punem acolo ne asigurăm că este competitivă. De ce? Pentru că este sub. Sigla ING este linkul cu Bitdefender și trebuie să ne asigurăm că acolo clienții noștri găsesc o ofertă performantă. Apoi, este foarte important că nu mai caută. Știți, știi cât timp ocupă să cauți? Mult, foarte. Și ce spuneam mai devreme, sunt la vola. Faptul că efortul de a căuta, evident, suntem fiecare special, fiecare avem dorința noastră. Poate cineva vrea ceva foarte sofisticat, are dreptul să-și caute, dar dacă nu vrei să depui efortul ăsta, cineva a căutat pentru tine. Și e o soluție care este top în piață și întotdeauna noi ne asigurăm când alegem partenerii că sunt lideri de piață sau în topul pieței, că oferta e competitivă și că sunt prefiltrați. Și aici, dacă îmi permiteți o glumă, dacă ai trecut de verificările din sistemul bancar, sunt puține alte verificări care se pot face și ne asigurăm că toți tărții noștri sunt verificați. Așa că, având aceste trei atribute, au siguranța că în mediul business deals vor găsi ofertă pentru ei de la parteneri de încredere. Am înțeles. Bogdan, cât de important e pentru voi ca firma de securitate uh, să vă duceți pe alte astfel de. Canare, practic, de, de distribuție, nu numai relația personală pe care o poți avea, cineva care are încredere în, în voi și ia și soluția. Foarte important, o recomandare e binevenită totdeauna, dar dincolo de chestia asta, știi, soluțiile de antivirus funcționează oarecum ca vaccinurile. Ca noi toți să fim în siguranță, trebuie ca fiecare individ să fie în siguranță la rândul lui. Și uh, lucrul ăsta ne ajută, pentru că un singur, un singur dispozitiv lăsat liber poate deveni o armă nu numai împotriva posesorului lui, și împotriva internetului în sine. Există situații în care calculatorul bunicuței de la etajul 3 este folosit ca proxy pentru tot felul de afaceri legale, pentru spălat bani, pentru furt de identitate, pentru găzduit conținut absolut ilegal, pentru servit pagini de phishing. Există situații în care frigiderul mamei de acasă este responsabil pentru cantitatea de spam pe care o trimiți tu în, pe care o primești tu în inbox și așa mai departe Deci cu, la fiecare individ la care ajungi Și reușești să-l securizezi e un individ mai puțin Care devine complice în ecosistemul ăsta De criminalitate informatică Și uh, ne interesează foarte mult Să-i păstăm pe toți în siguranță Într-un fel sau altul Dacă sunt clienții noștri directe perfect Dacă vin prin recomandările unui partener Iarăși foarte, foarte bine um, La final um, V-aș ruga pe, pe fiecare dacă ați putea să, să transmiteți un, un, mesaj uh, antreprenori, oamenii până la urmă, ca să-i numim așa, pentru că suntem aproape de, de finalul 2024, ce ar trebui să țină minte? Cum facem acum? Pornește tu. <laughs> Mulțumesc, Bogdan. Um, a fost un an interesant 2024. Ce ne place foarte tare să observăm și spuneam și mai devreme, antreprenorii sunt curajoși și româniei. Ne, ei ne împing mai departe pentru că au curaj. Ei se trezesc a doua zi dimineață când le-a fost greu și spun noi putem încă o zi. Ei sunt mediul și vorbesc aici de mici antreprenori. Deja când ai ajuns la un nivel superior și businessul tău a crescut, poate preocupările nu sunt aceleași, dar primul lucru pe care l-aș spune este că le mulțumesc că sunt curajoși și că ei împing economia. Ei asigură o mare parte din salarii și dorința lor de a face zilnic și atunci când pare că nu se poate, e cea care ne duce mai departe. Dar nu e doar atât. Pentru a fi protejat și chiar uite, vorba cu o mașină, m-am gândit când am venit spre voi, Acum 10-15 ani ne puneam așa, Întâi s-au schimbat ușile de lemn, au devenit uși de metal. Aveam o singură ială, ne-am pus iale sus, au fost două iale. După care ne-am pus alarmă, după ce ne-am pus alarmă, am pus și senzor de mișcare, după care, după ce ne-am pus și senzor de mișcare, ne-am pus și camere de la vedere. Și aș putea duce lucrurile pentru că știm cu toții cum am evoluat din frica de hoți care ne pătrund mm -hmm. în case, depozite, spații comerciale. Culmea este că infracționalitatea a cam plecat de acolo, n-a fost eliminată complet, evident, dar s-a mutat. Și unde s-a mutat în online? Și să nu uităm, să începem, să ne punem prima ială, a doua, să vedem din ce e făcută ușa și să ne asigurăm că ceea ce am învățat acum mulți ani referitor la fraudele ce se întâmplau cu casa noastră sau cu spațiul comercial, să învățăm că acum sunt în digital și să ne protejăm într-o manieră similară. Ce aș mai putea eu să-mi dau la chestia asta? Da, două lucruri. Actorii cibernetici devin din ce în ce mai specializați și din ce în ce mai sofisticați pentru că au nevoie de resurse să ajungă la banii noștri. Al doilea lucru este că în, în momentul acesta oricine poate deveni victimă. Nu există. Mie nu mi se poate întâmpla că am rulaj mic sau că nu sunt foarte important sau nu am date așa de preț, nu am mulți bani pe carduri, asta nu contează. Dacă, dacă hackerii pun preț pe datele noastre și noi trebuie să începem să punem preț pe datele noastre. Pentru că ei le vând cu mare succes pe darknet-uri, pe uh, piețe specializate de criminalitate informatică. Și au fost situații în care serios, fără bani pe card, oamenii au ajuns complici în tot felul de scheme de-asta de spălat banii. Deci uh, lipsa uh, lipsa lipsa ta de bani sau uh, neimportanța ta într-un ecosistem de genul ăsta, nu te scuză să nu devii victimă. Uh, mare atenție la ce facem în 2025. Putem să începem așa, putem să sfârșim de fapt anul ăsta cu rezoluțiile pentru 2025 Și aș vrea ca fiecare individ, fie că e persoană fizică sau e un antreprenor să înceapă să se gândească la postura lui de securitate și la ce vrea să, să facă în perspectiva asta în noul an. Și aș mai avea o scurtă completare, pentru că mă gândeam acum, uh, interacționând cu, cu mici antreprenori, foarte mulți au încă adrese de e-mail din aia etiahu.com. Uh, contează până la urmă că pe. A firma ta, adresa de mail, pe Gmail, pe Yahoo sau tot până am o soluție? Contează. Nu contează atâta vreme cât îți securizezi accesul la adresa respectivă bine. Și ca să, ca să o securizezi, aș menționa o parolă lungă, complexă, pe care nu mai folosești nicăieri altundeva și pe care poți să o schimbi odată la 30, 60, 90 de zile când îți aduce aminte. Și bă, doi la mână, autentificare în mulți factori cel puțin doi, de fiecare dată când avem opțiunea aceasta. Pentru că breșele de securitate nu pornesc neapărat de la noi, pornesc de la diferite servicii și dacă noi avem aceeași adresă de e-mail cu aceeași parolă peste tot în în ecosistemul nostru digital, vom fi sparți peste tot folosind doar o singură breșă de dată. Deuia, Bob, vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuție, pentru detalii și să fie un final de an liniștit. Da, am ajută să fie. Rămâneți în siguranță. Da. Vă mulțumim și vouă că ați fost cu noi la NoHack Expert Talks. Așa cum am aflat aici, am schimbat ușile de tot felul, dar cred că ceea ce facem în acest context este să punem și un paznic practic, acolo, care poate nu oprește, dar vă spune um, mai departe cum ar trebui să faceți lucrurile mai bine. Um, așadar, rămâneți în siguranță, eu sunt Vlad Andreescu, o zi bună!